Biblioteca Județeană Ovidiu Însușeanu, Hunedoara de Vară, reușește chiar și în aceste vremuri pandemice să respecte o frumoasă tradiție. Astfel, astăzi, la sala Liviu Oros a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, s-a organizat festivitatea de decernare a premiilor pentru cele mai bune biblioteci hunedorene de anul trecut. Și în acest an, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, am reușit să organizăm această întâlnire în care vom desemna cele mai bune biblioteci pe anul 2020. Vom premia bibliotecile municipale, orășenească și comunală, care au obținut cele mai bune rezultate în anul care a trecut. A fost un an dificil, un an marcat de restricții, de neliniști, de privațiuni, iar ceea ce a fost mai greu a fost reducerea aproape totală a contactului direct cu cititorii, cu utilizatorii bibliotecilor noastre. Cu toate dificultățile și frustrările prezente zi de zi, bibliotecile noastre nu au stat, nu au rămas inactive, ele și-au adaptat activitatea la restricțiile care, după cum bine vedeți, persistă și astăzi. Felicităm bibliotecile câștigătoare, felicităm bibliotecarii județului Hunedoara, ne pregătim deja pentru următoarea ediție a concursului între bibliotecari bibliotecile anului. Deviza noastră a fost, este și va rămâne aceeași, toți pentru bibliotecă, biblioteca pentru toți. La manifestarea desfășurată din cauza normelor sanitare în vigoare, în fața unei prezențe reduse, au participat și reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, instituție în a cărei subordine se află și biblioteca. Mă bucur că sunt alături astăzi de directorul Bibliotecii Județene, Ovidiu Însușeanu, domnul director Bara, pentru a premia cele mai bune biblioteci din județ la cele trei categorii, municipale, orășenești și comunale. Este o inițiativă lăudabilă, care, din ceea ce mi-a spus domnia sa, se desfășoară în fiecare an, chiar și dacă anul trecut începuse pandemia, nu i-a prins în momentul desfășurării acestui eveniment. Este bine că se ține și în acest an și prin aceasta, sigur că este un impuls și pentru bibliotecile municipale, orășene sau comunale, care vor fi premiate și cele care, să zic, nu vor fi premiate, pentru că în această perioadă critică foarte mulți oameni e bine să citească cât mai multe cărți, să uite de acest COVID-19. S-au acordat premii pentru trei categorii, respectiv pentru cea mai bună bibliotecă municipală, comunală și orășenească. Laurii revenind instituțiilor culturale din Hunedoara, Petrila și Beriu. În cadrul aceleiași manifestări au fost oferite și diplome de excelență pentru bibliotecare cu rezultate deosebite, nu doar în anul 2020, ci și în întreaga lor activitate. Această distinție fiind primită de Angelica Pușcaș de la HACEG, Elena Pupeză de la Teliucul Inferior și Daniel Oprean de la Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu.